Cineva m-a întrebat cum îi poate afecta pe copii aceste metale grele prezente în aer, în sol și în pânza freatică. Și este un subiect foarte vast, menționat în atâtea cărți și studii, și nu aș vrea să mă implic foarte mult și să explic foarte mult, ci doar am să menționez ceea ce am citit în aceste resurse scrise de oameni de știință și medici și oameni cu renume în domeniul, în domeniul medical, care spuneau că în momentul în care în corpul unui copil, deci în momentul în care femeia plănuiește să rămână însărcinată, atât bărbatul cât și femeia trebuie să facă o detoxifiere de metale grele, paraziți și alte cele, cel puțin cu 2 ani înainte de a concepe. Și dacă nu se întâmplă așa ceva, normal că în timpul sarcinii nu se mai pot face aceste curățări, în momentul în care copilul se naște, s-ar putea să aibă o doză mult prea mare de metale grele în corp, care poate să afecteze sănătatea creierului sau sănătatea generală. Poate să fie ADHD, poate să fie copilul să iasă autist, să-i afecteze creșterea, crește poate mai lent, vorbește mai lent. Trebuie investigat și mulți medici cu care am vorbit spuneau că undeva pe la 2 ani trebuie început cu copilul și până atunci putem să-i dăm, spre exemplu, multe frunze verzi, care știm că scot în mod lent și natural metalele grele sau substanțele radioactive din corp. Să avem grijă ca unui bebeluș să nu-i facem baie cu apă nefiltrată, nu fiartă. Deci dacă o fierbem pe aragaz, metalele grele se concentrează și erbicidele și pesticidele. Trebuie filtrată serios apa aceea. Nu se folosește pentru baia bebelușului o apă nefiltrată. La fel, apa pe care o bea după 6 luni trebuie să neapărat să fie o apă bună, de calitate. Și fiindcă metalele acelea grele își spun cuvântul și se adună în sistemul copilului, în corp, peste tot, și se localizează în diverse organe și nu le lasă să se dezvolte așa cum trebuie, îl face pe copil agitat, îl face o agitație din aceea care și pe el îl enervează și nu se suportă și este mereu iritat și supărat de ceva. Deci trebuie să înțelegeți cauzele și trebuie să luați măsuri acolo unde este nevoie. Și dacă un copil, să zicem, de 2-3 ani, prin puseile acelea de creștere, să îndeplinească toate etapele lui naturale de creștere, luați legătura cu un medic naturist holistic care vă poate ghida cum să faceți ca să fie bine și să scoateți din sistemul copilului acele metale grele sau paraziții. E foarte important să se ia și acest aspect în considerare când vine vorba de echilibrul unui copil, fiindcă copiii nu sunt făcuți să fie, știu eu, iritați și toate aceste lucruri influențează foarte mult și le afectează sănătatea, echilibru și totodată creșterea naturală și sănătoasă. Sunt sfaturi provenite de la medicii cu care am discutat, din studiile pe care le-am citit, din cărțile scrise de medici și oameni de știință în acest domeniu, nu mai știu cât sunt atât de multe. Imaginați-vă, din 2008 încoace tot citesc pe subiectul acesta despre copii și sunt informații avizate care trebuie luate în calcul și mai ales dacă aveți un copil agitat și care nu se poate odihni noaptea.